Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou joacă unde astăzi îl vom distruge pe prietenul curcubeu albastru. Știți și voi povestea cu Rainbow Friends pe Roblox, abia aștept să apară un capitol nou. Avem o hartă foarte, foarte, foarte mișto, nici nu știu dacă pot să arunc ăsta, dar pot să-i ard fățuca gen. Stai mă așa, avem pușcă, hai că pot să ne distrăm astăzi, eu așa zic, i-am găurit efectiv fața, uite cum curg sau cad bucățile din el și eu zic că e destul de mișto. Asta este unul dintre ei pentru că sunt frații, ia uite, și în capăt ne așteaptă cineva, o să băgăm viteză maximă pe podul acesta, bă, chiar mișto făcut, și o să ne pregătim să îl distrugem pe șobolan, gen îi tăiem mâna asta așa, boing, dar... O să ne distrăm cu celălalt din capătul tunelului, cum ar veni, capătul podului, iată, a plecat mâna cu totul. Mamă, și intră sub apă? Nu te cred. Ok, rămâne acolo. Bun, uita, bă, ce mașina asta? Asta cred că sunteți voi acum, ok? De asemenea, nu uitați un like pentru că vă place seria foarte mult. A luat puțin pauză, dar acum revine. Nu mă întrebați ce e mașina asta, că nu știu. Deci ne spargem, trebuie să vreau să vă numai emojurile astea în comentarii. O să prindem 500 la oră. Avem modul de slow motion. Ok. Bă. Stai. De ce era? Bă, ne lovim de mână. Oh my god, s-a mișcat tot podul. Da. Bă, ce? Cred că e nevoie să intervenim puțin. Oh my god, s-a mișcat. Bă. Ia. Ui. Am legat. Oh! Mamă, l-a găurit pe interior și a și spart fața. E tot cu lasere. Șobolanul. Mamă, în spate e Minecraft? Deci în spate sunt elementuri cu din Minecraft și o să explodeze mașina ca lume. Hai să plecăm cu acest camion verde. E camionul WhatsApp, deci eu zic că e ce trebuie acest camion. Îmi e frică să bag viteză, pentru că mie că bubuie, efectiv, dacă bag nosul acela, pentru că pe spate are ga... WhatsApp? Bă, dar pârnaie e brațul ăla. Na! Parcă strică... Toată distracția. Bă, frate, brațul ăla nu e corect, eu vă zic. Bun, are ăsta. Mă, aici podul e stricat, o să-l reparăm după. Aaa, păi trebuie să curățăm alea, mă. Că a rămas mizerie. Go! Bă! Am ieșit pe partea cealaltă. Oh! Am intrat la Sătean în casă. Da, nu știu cum o să explic eu asta, uite-l pe ăla de râde. Deci am găurit la interior și fiți atenți că Blue e făcut din bucăți. What, are unii? Mă, ce? What, Blue are pătrate în interior, spații libere. Dă și cu lasere. Bă, e nebun. Hai să reparăm podul. Și de fapt, noi trebuie să curățăm podul. Chiar dacă nu e atât de... Nu. Nu vreau să ridic podul. Resetăm și luăm o mașină rapidă. Să vezi cum îl cocoșăm acum. Ia uite, mă. Ține-te bine. Bă! What? Unde? Bă, unde ne aruncăm, mă, Blue? E nebun la cap? Eu cad. Oh my god, ne cocoșează cu mâna aia. Da, cum are sens? Problema e că a distrus podul, gen. Adică, da. Ce mașină asta? Și ce scrie aici? LOL. League of Legends, gen? Bă. Nu. Ăsta, că oricum bubuie. Ăsta, gen. Zici că e autobuz din SpongeBob ceva. Ok, clasic. Nu, n-am vrut să mă urc acolo, gen. Nu. Ia. What? Dă prin laterală. Mă, asta e o mașină tare ciudată. Băgă nos în laterală? Da, nu se mai zic nimic, gen. Bă!
Bă, ce să... Ce e, bă, mașina asta? Efectiv, mă, ce? Deci nu ai, nici măcar nu prinde viteză ca să sară în blu. Dă-mi, bă, ceva ca lumea, ca de data asta să-l cocoșăm. Nu ne mai prostim, fii atent aici, că prindem 300 la oră. Știi cum o să-l topim acum pe blu? Fai de viața. Ia! What? Credeam că pot să conduc acolo, dar... Bă, ăsta e făcut din geam, blu. Voi vedeți? Alea sunt bucățele de geam, cred. Asta ar trebui să meargă. Pentru că e o mașină grea. Și dacă îi dăm nos și o ajutăm, ar trebui să facă dezastru. Nu, 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 pierde controlul. Nu! Oh! Damn! A pierdut controlul. Mama a luat foc și a lovit aici limba. Limbuța lui Blue, bă, nebunul. Îmi vine să-i dau... Îmi vine să-i dau cu un RPG. În mâna asta, așa. Mamă, cum se crapă. Are numai bucăți albastre, geam. E geamgiu. Mamă, ce camion mișto, are două. Trailere, sau cum se numește, două remorci. Abia prinde viteză asta. Nu uitați, băieți, de link-urile din descriere. G2A pentru jocuri mai ieftine. G-Fuel, codul RAF, dacă sunteți interesați. Aruncați o privire că nu sunt degeaba link-urile alea. Trebuie să stau doar pe partea drumului. Mamă, cât de greu e să conduci camioane în viața reală. Nu te răsturna atâta, zic. Nu poți să faci ce vrei. Nos. Oh! Mamă, cum atârnă! Wow! Băi, e prea grea mașina ca să intre. Eu vă zic că e de neoprit blu ăsta. Deci vine să... Dau un pumn așa, dar n-am ce să-i mai fac la șobolan. Uită-te la tankul ăsta, e gigantic. Este... Fai de viața mea. Ce ai, mă? Tankul ăsta e... No, 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 e nebunie. Ascultați-mă că facem măcel cu el. Ia, mergem fix. Wow, wow, ce face? Mă, cotea singur ăsta, what? A, la viteză mare nu mai pot să cotesc. Ori e că e șina aia pe mijlocul podului și nu pot să cotesc ca lumea. Oh, îi distrugem fața! Tragem cu tankul! Bomba! Mă, am intrat în corpul lui Blue? Eu v-am zis că e de neoprit tankul. Uite de aici tu ai ieșit pe partea elaltă. Și încă mai trage. Oh! Na, nici TNT-ul nu l-a oprit. Deci eu v-am zis, tankul ăsta... N-ai cum să-l oprești, uite de și tu. Hai să vedem ce a făcut Blue. Deci, da, tankul a ieșit pe aici. Mamă, mamă, câtă gaură are în stomac. Fața începe să-i pice. Îi crapă ochii, uite de și tu. Deci Blue așa vede, din perspectiva asta. Mă, ce sunt mașinile astea? Eu nu înțeleg. Mașină cu bilă? A, învârte bila? What? Ce ai, bă, că asta distruge podul? No, se glicește toată harta. What? The f... Eu așa ceva n-am mai văzut. Bila aia are atâta putere încât era să rupă podul și podul e atât de bine lipit încât nu se rupe. Adică ce? Eu nu am mai văzut așa ceva, deci... Au bubuit toate astea. Am înțeles. Și nici nu știu cu ce să ne mai ducem măcar. Nu mai avem distrugătorul ăla de mașini 5000. Dar ăsta ar trebui să poată să sape în interiorul lui Blue destul de bine. A, pe ăsta nu prinde viteză, mai nebun. Nu, no, niciodată. Ăsta e la gunoi gen. Deci mașina asta, unde e, mă, physics gun-ul? La gunoi. Nu e bună de nimic gen. Asta e o mașină mare, dar fac pariu că merge prea încet. Bă, poate, poate dacă... No, nu merge mașina asta. Nu merge nici măcar cu nos. Adică, uitați-vă și voi, n-avem cu ce să testăm, pur și simplu. Asta ar trebui să fie interesantă, că tragem cu... Tragem cu rachete. Așa că, Blue nebunule, vin, ține-te bine.
What? Bă, 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 bă. Ține-te bine, Blue. Ține-te bine, ține-te bine. Nu, ne-a tăiat. Aaa, și voiam să dau din interior cu bombele alea, bă. Mamă, ăsta are lumini galbene. Deci e un fel de monster truck, dar e camion. Wow. Hai, sunteți gata? 3, 2, 1. Viteză maximă. Nu! Ior trage, mă. Na, de aici așa trebuie. Aaa, șobolanis. Mamă, mamă, cum îi sparge în spatele. Aaa, s-a adus mașina. Am bubuit-o cu totul. Hai să-i bubuim și piciorul angelului Blue. Ok. Mamă, uite-te partea dreaptă cât de distrusă e. Bă, efectiv a ars Blue. Deci uitați-vă, îi zici că i-a pârlit părul. Este efectiv ars Blue. Bă, cât de mișto. Ce putem să-i facem? Rocket launcher. Boing. Mamă, cât de puțin damage îi dăm. Laser cutter. Nu taie nimic, laser cutter. Cable. Plank. Ce ai, mă? Suflă frunze. Na. Ia din că scriem pe Blue. Iată că... Na, nu prea merge, sau? Zici că scriu cu spumă. Ce scriem? Nu vă prindeți! Mă să șobolăzauri? Știți pentru ce e timpul? WhatsApp card. Joacă WhatsApp card ăsta. Bă, nu pot să fac gogoșele cu el. Ia uite-l. Nu! Dă-i! Blue, sunt de neoprit! Oh! Bă! Mamă, câte flipuri fac! WhatsApp care de neoprit! Wow! Șoai, mă, s-a distrus tot! No, 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 nu mai înțeleg nimic! Bă, ce faci, mă, Blue, acolo? Nu mă lași nici cu WhatsApp care să te distrug, nu vezi ce chelii ai! Pentru că nu mai lăsa să te distrug cu WhatsApp car, o să stea în mână. Uș, Santoriu! Din One Piece. Ia! Oh, s-a detașat mâna. Dacă mai ești șobolanii, să stai ochianele astea. Ai înțeles? Băi, fratele meu, ce sunt, bă, băiatul ăsta? Mă, ăstea nu o să meargă, o să buguiască... Nu, nu, nu merg, nu merg. O să buguiască podul, mai mult ca sigur. Cu tot cu voi screcul meu. Ăsta nu prinde viteză, ăsta la fel. Fii atent că avem Lamborghini, de la vechi. Lamborghini, Lamborghini, ia. Mamă, are 4 țevi. V8, ce-i ăsta? Fii atent ce viteză prinde Lamborghini. Uai de capul meu, cea mai rapidă mașină ever. Dar vezi, degeaba e rapid dacă nu e greu. Mamă, pe unde am ieșit? Degeaba e rapid Lamborghini dacă nu e greu. Mă înțelegeți? Hai să încercăm cu Omnicutter-ul și să-i tăiem o picioroangă. Sau cade tot. Stai, nu, nu, uite, facem așa. Ia. Zup. Bă, cum taie la perfecție. Ceva mie ăsta nu-mi place despre el. Așa că gen... Hai să-i tăiem gâdleaja. What? De ce s-a glitchuit? S-a făcut mai mare linia. Ia mai cade căpățâna sau nu? Fii atent că îi dau și un pumn la căpățână. 3, 2, 1. Na, e prea mare capul. Ia. Ia plecat gâtul cu totul. Să învârte pe loc gâtul. Pentru că e prea fragil, nu sare gâtul o singură bucată. Wow. Vezi, sunt prea multe bucățele. Bă, să știți că a ajuns destul de departe gaming-ul ca să putem să simulăm așa ceva, știi, într-un joc în timp real. Adică, acum mulți ani visai la așa ceva. Că puterea de procesare e prea mare.
Bă, gen nu cred că merge Sonic, am încercat. Sare de pe pod ca bahoi. Nu are mă nimic Sonic. Oh, am crezut că sunt sub hartă. Ia uite, bă, e roșu în interior Sonic, ăla e sânge? Stai un pic să testăm ceva. A, da. Hai mă, luăm o mașină reală. O mașină normală. Îi dăm maximum maximului. Mamă, nici nu ține pasul cu noi. Ok. Ce se întâmplă dacă îl tăiem din interior? Facem o cruce. Băi, e crucea întoarsă. Repede, hai să facem alt simbol. Ok. Bun, păi... fii atent, i-am dat așa arcuit. Bă, ce mișto e. Blue. Ți-a sosit finalul. Dar trebuie să facem câte o bucată, că dacă facem prea multe, laghează extrem. Deci bucata aia s-a dus acolo odată. O buclă așa. E finalul tău, Blue. Nu mai ai nicio șansă. I-a posibil un pumn, gen? Mamă, mamă, ce putere avem! Ce putere puternicoasă avem! Eu curăț aici particulele extra. Și uite de cum a rămas Blue, adică vă vine să credeți? Ia uite, doar căpățâna. Vezi că e mișto și sabia asta. Și la căpățână putem să-i dăm un pumn? Cred că e over. Cred că s-a blocat cu totul. De ce? I-am tăiat doar căpățâna și am dat cu pumnul. Cred că am făcut ceva și am stricat jocul. Ok, Blue, pentru că m-ai supărat rău de tot. Te tăiem direct de la jumătate, așa. Face numai experimente cu el. Mamă, cum e tăiat, fii atent. E tăiat prea mișto. La perfecție tăiat. Wow. Și acum... un X așa, secționat. Ia face față calculatorul sau nu? Cred că e prea mult, băieți. Acum când se taie, o să cadă celelalte bucăți, cred. Și cred că se procesează insane de mult. Vedeți, de exemplu, acum... e prea multă putere de procesare. Nu face față calculatorul sau softul. Dar și calculatorul. Pentru că am tăiat cealaltă bucată și de fiecare dată când taie, trebuie să se miște și să cadă toate bucățile alea. Și logic ar fi să se blocheze din nou și aici. Așa că ai tăiem picioarele. Mă, nu rămâne în aer. What? Piciorul ăla nu se taie efectiv? Really? Stai. Bă, da, se taie. Mă, ce? Uite cum s-ar bucăți din el. Oh my god, cade tot. Bă, stă în aer. What? Asta e abilitatea lui specială? Stă în aer. Ce se întâmplă dacă bubuie? Dar din interior. Mamă. Îi golim stomacul cum ar veni. Ia atent. Îi facem o gaură până prin spate. Arma asta e prea puternică, pur și simplu. Ok, Blue, nu mai lăsați să zbor căpățâna. Băi, frate, măcar coroana aia. Adică nu meriți coroana. Eu o merit. Șobolane. Pleacă de aici cu coroana ta. Ok. Și acum de final de distracție. Hai să-i distrugem căpățâna. Nu asta. Măi, nu vrea. Bă, câte bucăți sunt. Ochii.
Nu vreau să mai arate deloc ca Blue. Să nu mai știți cine e. Ia ziceți, mai știți voi că e Blue acum? Uite, și asta pleacă. Gata. Hai să ne punem frumos pe pod. Și acum de final de episod, joacă podul ăsta. Bă, cum face dezastru total. Ce ai, mă, uite, au plecat pilonii de la pod. Vai, vai, dar podul ăsta vrea să stea unit indiferent ce se întâmplă. E prea funny. Vezi, dacă v-a plăcut, nu uitați un like pentru Blue. Vă mulțumesc pentru atenție acordată. Ne vedem data viitoare. Pa!